Salutare, salutare! Avem un nou clip. Bine, eu l-am filmat în aceeași zi, dar am zis să-l împart în două ca să fie fiecare subiect pe un clip separat. Și m-am mutat un pic mai la umbră față de clipul precedent, când nu mai puteam de cald. Astăzi aș vrea să continui un pic discuția de data trecută, în care v-am povestit un pic de... cât de, nu știu, neserioși și de profitori sunt oamenii de lucrează în asigurări, și cât de neprotejat ești de fapt de aceste RCA-uri pe care le plătim, atenție, obligatoriu, și ele ar trebui să ne protejeze și să ne compenseze în aceste cazuri. Și nu vreau să fac comparație cu Statele Unite sau cu țările dezvoltate, unde dacă te-a dărâmat unul pe jos sau așa, păi nu mai, ai dat în judecată și cu asigurarea ți-ai rezolvat tot pe viitor, că na, în fine, ăia știți cum sunt, că pentru faptul că s-a ars tipa aia la buză de la cafeaua Starbucks, i-a dat în judecată pe nu știu câte milioane de euro și tot felul de nebunii. Dar nu ăsta este scopul, ci bine ar fi fost să funcționeze sistemul ăsta și în afara accidentelor ușoare. Că înțeleg, pentru un fender bender în care ți-a zgâriat bara, ți-a spart bara, ok, funcționează RCA-ul, înțeleg. Dar mai departe, dacă ai nevoie sau dacă ai o problemă serioasă legată de, nu știu, un accident ceva mai grav, păi se pare că RCA-ul e cam pistol cu apă, așa mi se pare. Adică trebuie să dai în judecată, trebuie să te chinui, judecata evident că nu e de pe azi pe mâine, durează, nu știu, la mine cel puțin durează aproape jumătate de an numai să fie cazul luat în considerare. Adică de când am depus actele, cred că a trecut aproape jumătate de an de când am făcut lucrul ăsta și încă nu am o primă înfățișare. Deci vă puteți imagina că și cazul în sine va dura un an, 2, 3, 5, nu știu, nici nu-mi dau seama. Deci nu se mișcă lucrurile atât de bine în țara asta încât e totul super, e totul roz, e totul extraordinar. Nat. Voiam să discut cu voi astăzi despre ce s-a întâmplat din punct de vedere medical sau care a fost parcursul. Reamintesc faptul că mă aflu acum în luna martie 2022. Accidentul a fost pe 1 aprilie 2021, deci a trecut aproape un an de zile, iar mâna mea este în continuare afectată. Îmi amintesc de un clip pe care l-am făcut, cred că prin august, mergeam la Sibiu și lucrurile nu sunt foarte diferite de atunci. Într-adevăr e un pic mai bine, dar nici pe departe aproape de cum era înainte. Păi, cum să fie? Pe extensie îmi lipsesc vreo, cred că din zic și așa ochiometric, pentru că nu am măsurat, dar îmi lipsesc vreo 10-15 grade. Nu pot să extind mâna la maxim. Pe flexie se oprește la 90 de grade stânga, da? Asta e mâna afectată, iar dreapta continuă până ajung la umăr. Asta rămâne un pic peste 90 de grade. Problemele sunt aceleași pe care le-am enumerat și în drumul acela către Sibiu. N-ajungi la ureche, n-ajungi la față ca lumea. Când pui mâna în cap, te scarpi mai degrabă cu asta dincolo decât să ajungi cu mâna stângă. La centură, la astea, nu ajung, că nu se, efectiv, nu se flexează, ea se blochează aici. Deci, după cum vedeți, dacă trag cu dreapta de ea, are un punct de unde nu se mai flexează mai departe. Bun, cam asta este situația acum. Ce s-a întâmplat între timp? Că totuși a trecut aproape un an de zile, nu? Păi, am fost la recuperare zilnic. Bă, da, zilnic.
Deci, începând cu luna mai, cu începutul lunii mai, că gipsul am dat jos, nu știu, undeva la sfârșitul lui aprilie, fix atunci era Paștele, era totul absolut închis și am găsit să încep recuperarea de-abia pe 2 mai sau cam acolo, da. Și de pe 2 mai, în afară de niște mici excepții, plimbarea la Sibiu, unde la fel n-a fost plimbare, a fost tot să mă recuperez, băi, am fost la recuperare zilnic. Deci zi de zi, în fiecare zi de luni până vineri, am mers într-un spital sau într-o clinică, o oră, două, trei, patru, să fac exerciții cu mâna stângă. Deci mâna mea după gips era super atrofiată și a fost foarte crunt. A trebuit să lucrez foarte, foarte mult pentru a-mi recupera forța și nu e nici pe departe față de cum era înainte, evident, dar mult mai bine. Și de pe undeva, de pe la, din luna iulie, vă ziceam, am ajuns la spitalul Monza și de acolo n-am mai schimbat, am rămas acolo la clinica respectivă de recuperare și la doctorul de acolo, la ortopedul de acolo, care supraveghează toată situația, să zic așa, inclusiv partea de recuperare. Bun, și am mers zilnic acolo. Inițial mă duceam cu taxiul, cu Uber-ul, pentru că mi-era și nasol să conduc atâta prin oraș, dus-întors. Am mers zilnic acolo, am făcut exerciții. Exercițiile au fost mobilizare, adică cineva care stătea să tragă de mână, să lucrăm, să mai câștigăm un pic pe flexie sau pe extensie, redobândire de forță cu ceva electrostimulare, și ulterior am trecut la exerciții mai grele fizic, în care am lucrat pe TRX. Am făcut un fel de flotări, am lucrat cu niște mingi medicinale, să le ridic, să le las. Adică toate mișcările au avut ca scop să îmbunătățească flexia și extensia. Am mai făcut și câteva injecții în cot cu plasmă recoltată, adică sânge recoltat de la cealaltă mână, centrifugat ca să devină plasmă și injectat în articulație, în cotul stâng, cu scopul de a repara, de a ajuta, doar ca să ungă articulația, și asta este un beneficiu al acestei injecții. O altă injecție cu, într-o altă dată, nu știu, peste vreo lună de zile, cu antiinflamator. Niște chestii, cum să vă zic, costisitoare, fine, adică nu oricine poate să facă chestia asta. Și între timp, recuperare la greu. În continuare, recuperare, chiar și săptămâna asta am fost în fiecare zi la recuperare. Normal că asta mă încurcă cu munca, trebuie să mă trezesc la 7 fără dimineața ca să ajung acolo cât mai devreme, să îmi fac repede exercițiile și după aia să vin într-un suflet la muncă. Iar pe parcursul zilei, iarăși, îmi pun ceasul și din oră în oră mă ridic și mai fac niște exerciții cu prosopul, gen ca și cum te ștergi așa pe la spate, tocmai pentru a face flexie-extensie. Bun, progresul a fost foarte, foarte lent, adică, da, nu neg, e mai bine, cum ziceam și mai devreme, dar nu de ceva timp, nu știu, de vreo 2-3 luni de zile, în afară de forță, nu văd progrese pe flexie și pe extensie. Cam prin noiembrie, așa, am început să pot să stau într-o poziție de flotare. Înainte de asta nu puteam, era presiunea prea mare pe mână și mă durea, nu puteam. Prin noiembrie am putut să încep să fac chestia asta. Prin decembrie, pe la jumătate, poate ianuarie, am început să pot să fac flotări. Evident că mă doare un pic, dar pot să le fac și se simte că e mult mai slabă partea stângă atunci când împing la flotare sau când... Iar acum, în februarie-martie, am reușit să pot să mă și
atârn de spalier sau de o bară, să pot să stau atârnat de ceva cu ambele mâini. Înainte nu puteam. La fel, mi-era și teamă și mă și durea, simțeam că îmi smulg mâna de aici. Deci progrese sunt pe partea asta, la fel și progrese pe, cum să zic, pe a-mi folosi mâna. Că înainte eram, bine, și acum încă o feresc normal și am tendința de a o ține, nu știu, pe lângă corp, fără să o folosesc. Acum, în schimb, mi-e ceva mai ușor să fac mișcări cu ea și să o folosesc. Na, practic asta este. Și văzând domnul doctor de acolo că mobilitatea lasă de dorit în continuare, mi-a propus o intervenție chirurgicală, să zic așa, și mobilizare sub anestezie. Practic, ce înseamnă chestia asta, din ce înțeleg și eu, urmează săptămâna viitoare, sunt speriat de bombe, nu pot să vă explic cât de speriat sunt de intervenția asta, dar ca să vă zic pe scurt așa, voi fi anesteziat complet, somn adânc, va intra cu artroscop, adică un dispozitiv ca o cameră endoscopică, nu știu, ca o cameră foarte, foarte subțire. Cred că e mai subțire decât degetul mic. Pătrunde în articulație și de acolo poate să intre cu acea cameră și cu o freză și să elibereze de jur împrejurul articulației, dacă sunt calcifieri, dacă sunt calusuri, dacă sunt colțuri crescute, și am văzut că au crescut în ultima perioadă, am făcut acum vreo o lună o radiografie și a crescut un colț pe humerus, și va elibera, deci va toci chestiile alea, le va freza, le va aspira, le va scoate afară. Iar după ce face chestia asta, eu în continuare fiind anesteziat, va face o mobilizare a brațului cu forța, adică va forța, va împinge flexia până unde permite și extensia la fel. După ce face lucrul ăsta, eu am să mă trezesc, sau o să mă trezească, și de atunci o să trebuiască să continui să lucrez. Adică din secunda 2 o să-mi spună probabil, hai, mișcă din mână. Senzația de durere, sau mă rog, anestezia locală, că va fi și o anestezie locală din ce înțeleg, va trece în vreo 10, 12, 14 ore. Iar până atunci și după atunci, eu va trebui să continui să lucrez cu mâna asta, pe flexie și pe extensie. Mă aștept să fie niște dureri groaznice, mai ales după ce trece efectul anesteziei. Mă aștept să-mi fie greu să dorm. Și, na, vă dați seama că o să fie vreo 2 săptămâni până se vindecă acolo toată treaba aia dureroase. Și evident că n-are cine să-ți garanteze că va fi mai bine sau că complet nu o să fie niciodată. Sau ca nou, sau cum era înainte, dar măcar un pic mai bine, am speranța că poate își mai dă drumul. Și cam asta este, deci un an de zile de tras zilnic, un an de zile de dureri, un an de zile în care viața socială sau alte preocupări au trecut pe planul 2, pentru că recuperarea și munca au fost mai importante și s-au... aproape că au canibalizat timpul între ele și n-am avut cum să mă concentrez pe altceva. Și în timpul ăsta v-am zis, ăștia de la asigurări, numai pe fura, dacă s-ar putea sau dacă s-ar putea să nu mai îmi dea nimic, ar fi cel mai bine. Dacă n-aș avea nicio pretenție sau așa, cei mai mulțumiți ar fi. Dar n-avem ce să facem. Deci cam astea sunt riscurile, din păcate. Acum, ce să vă zic, e complicat că, uite, se întâmplă lucrurile astea, sunt neplăcute, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem mai departe, trebuie să,
trebuie să încercăm să ne, să ne revenim, să ajungem la, un, la o linie de plutire și asta este. Eu nu mă dau bătut, vreau să mă fac bine, vreau să mă reapuc de sală, vreau să, când va începe procesul, vreau să fie și procesul să decurgă bine și de ce nu să-mi reiau activitatea, pentru că eu nu vreau să renunț în fața acestui neajuns. E o mare lecție învățată, nu te mai pui cu, nu te pui cu fierul, că n-ai vorba asta, că nu os contra fier, nu o să câștige niciodată. Vă spun eu că am testat, aveți exemplu aici. Și na, am să fiu mult mai precaut, mai ales în oraș unde este haos, efectiv, nu respectă nimeni nimic, nicio regulă, nicio lege, nicio treabă. Fără centură, cu nasul în telefon, întoarcem aiurea să pun alții frână pentru noi, nu? Cam asta e mersul pe aici. Da, ce să zic, v-am plictisit destul, dar asta ca să știți și voi că eu unul aveam impresia că este o fractură, e ceva foarte ușor de recuperat și de reparat. Am avut prieteni în liceu, în general, care au avut mâini sau picioare fracturate și, da, într-o lună de zile erau cât de cât ok după ce au dat gipsul jos. Da, așa, să te chinui un an și să te și operezi după aproape un an și nu vă zic cât costă și operația și la ce scoruri am ajuns cu facturile și cu astea. Deci, repet încă o dată ce am zis în clipul în care mă deplasam la Sibiu. Dacă ar fi fost un om normal, un om cu venituri mici, deci nu ar fi avut nicio șansă să se recupereze nici măcar jumătate din cât m-am recuperat eu sau să se trateze așa cum ar trebui. Pentru că asigurarea nu te ajută, asigurarea îți dă cu șutul, asigurarea te fraierește dacă poate, toți banii pe care îi plătești pe facturile medicale și pe tot ce ai nevoie îi plătești tu de la tine din buzunar, înainte, în avans, și de-abia peste X ani de zile o să ți mai vezi înapoi, care, apropo, cu inflația asta, dacă mi-i mai văd în 2 ani de zile, nu o să mai însemne nimic atunci față de cât am plătit eu acum. Dar, în fine, noi să fim sănătoși, să ne auzim cu bine, vă mulțumesc că vă uitați la mine și, ce să zic, lăsați în comentarii dacă ați avut experiențe de genul sau dacă vi se pare, nu știu, mult puțin, chinuiala mare, chinuiala mică, ce s-a întâmplat aici, nu știu, dacă vi se pare o poveste SF sau nu, la o adică vă arăt tancurile de cam vreo 300-400 de pagini de facturi și de bonuri medicale și de pe peste tot. Că, apropo, atunci când am depus dosarul la justiție, a trebuit să printez toate acele pagini în vreo 4 sau 5 exemplare, deci am avut, nu știu, mii și mii de pagini de printat și de dus la tribunal. Asta este, ce să zic, birocrație, nu, de parcă nu puteam să le dau, că eu le aveam pe toate scanate în PDF, dar așa funcționează lucrurile la noi, te duci cu liza, cu hârtii. Dar, în fine, noi să fim sănătoși, să ne auzim cu bine. Nu știu cât o să pot să documentez din experiența operației, să zic așa, dar vedem. Sper să iasă bine. Ne auzim. Pa, pa!